Olimpiada Națională de Pedagogie-Psihologie pentru clasele 9-12 s-a desfășurat zilele trecute în municipiul Drobeta Turnu Severin, la Colegiul Național Pedagogic Ștefano Dobleja. Festivitatea de premiere a avut loc ieri în sala Virgil Ogășanu a Palatului Culturii Teodor Costescu. Astfel, după două zile în care elevii au trudit, a venit și momentul să culeagă roadele muncilor. Toți elevii meritoși au fost premiați cu diplome și medalii pentru rezultatele obținute. Șandru Iulia Valentina, Colegiul Național Pedagogic Gheorghe Lazar Cluj, Cluj-Napoca. De asemenea, în același cadru festiv au fost apreciate și cadrele didactice care au susținut elevii pe tot parcursul Olimpiadei. Aș vrea să vă mulțumesc tuturor celor care v-ați implicat, să vă felicit pe toți și eu sunt un om de cuvânt și v-am promis că nimeni de la Turnu Severin nu pleacă nerăsplătit pentru efortul și munca pe care ați depus-o în acest. Trebuie să vă mărturisesc și v-am spus de prima dată că un astfel de eveniment nu poate fi realizat pe o singură persoană. Sunt oameni pe care poate n-am să pot să-i precizez astăzi, să-i număr, dar aș vrea să vă spun că în spatele meu a stat o echipă, colegii mei și chiar dumneavoastră ați apreciat și ați spus că ați văzut o cultură organizațională la Colegiul Național. Evenimentul a fost susținut de autoritățile județene și locale. La finalul festivității, cei prezenți s-au putut bucura de un spectacol autentic oltenesc.